Demență, Alzheimer și alte afecțiuni ale bătrâneții pot fi grele încercări pentru bolnavi, dar și pentru persoanele care îi îngrijesc. Cum este bine să procedăm în asemenea situații, putem afla participând la cursul gratuit organizat de filiala Reghin a Fundației Creștine Diaconia în data de 21 aprilie, la centrul de zi din strada Iernuțeni. Cursul o să fie dedicat tuturor persoanelor interesate, deci poate să vină absolut oricine. Este un curs gratuit, va fi mai degrabă o sesiune de 3-4 ore intense, în care vom învăța cum se comunică cu persoana dementă, cum reacționăm la stările active de demență și la stările pasive, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem și cum rezistăm ca și aparținător lângă o persoană cu acest diagnostic. Organizatorii cursului sunt specializați în îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor și a bolnavilor imobilizați la pat. Experiența lor de fiecare zi le-a demonstrat că există multe cazuri în care aparținătorii își pierd răbdarea și nu mai știu cum să trateze un pacient cu demență. Majoritatea avem bunici și, din păcate, foarte mulți dintre noi avem bunici bolnavi. Mai devreme sau mai târziu, unii dintre ei ajung în acest stadiu. Demență, Alzheimer, practic boli prin care se pierde personalitatea bunicilor noștri. Și în acel moment noi, indiferent că suntem adulți, copii, nu prea știm cum să interacționăm cu el. Și cred că toată lumea care are pe cineva cu acest diagnostic sau poate cu astfel de probleme, chiar dacă nu are un diagnostic, va simți nevoia să vină la acest curs. Noi de asta l-am gândit, noi o să chemăm și personalul nostru, o să-l promovăm și în cadrul fundațiilor care le cunoaștem în Reghin, dar pe oricine așteptăm cu drag și în special ne-am gândit la aparținători, pentru că pe ei cade greu în astfel de situații. Cursul gratuit din data de 21 aprilie va fi susținut de o specialistă din Olanda. Va fi ținut de o doamnă specialistă, Kobi Williamson o cheamă. Ea este asistent medical acreditat în Olanda. Asistentul medical acreditat în Olanda este mai mult decât un asistent medical în România. Este undeva între medic și asistentă, ea poate să prescrie medicamente, poate să trateze fără să ceară sfatul medicului. Deci acolo e posibil așa ceva. Și ea o să vină și o să ne țină un curs despre demență și cum să ne comportăm, cum să trăim alături de persoanele diagnosticate cu demență. Toți cei interesați să ia parte la cursul gratuit se pot înscrie din timp, luând legătura cu reprezentanții filialei Reghin a Fundației Creștine Diaconia.